Trafic! Trafic! Dă-te! Mamă, ce bine s-a dat traficul de acolo, mă! La fix? Te-a ascultat, numai eu când zic, băi, să nu mor, atunci mor. Nu mă ascultă nimeni. S-a deștept să ne luăm R7B. R7B? Ok. Da, nu iau. Deci tot... Luați-vă, luați-vă, R7B, rău, luați-vă, luați-vă, e foarte bun. O Siris, eu. Băi, și am zis că e conflict, mă, să-și cumpere și ei R7B, adică să le ia în curs asta. Și ce crezi? Nu și-a luat. Era să ia, de bun, dacă nu... Păi m-a trădat aici. Start. Ia uite, ia uite. Ce dacă știa? I-a dat, păi, fără niciun... Fără nicio remușcare, bă, așa ca la... Așa ca la... Bă, mersi, Adrian, m-ai salvat. Nu, da, zic că în momentul ăla tot așa, ai vrut să pui frână, dar n-aveai frână, nu? Dar nu, asta... nu, deci, știi cum a fost? Eu te-am văzut că nu erai lângă mine și am vrut să intru în fața ta oarecum. Și numai deodată te-am văzut cu bara acolo lângă mine și pac. Da. Și tocmai ai pus să pui frână și, surprindere maximă, nu aveai frână. Nu, n-am vrut să pun frână, am vrut să plec în fața ta, tot. Bă, l-a sabotat cineva. Ce-a făcut, mă? Da, i-a tăiat cineva cablul de frână. Da, cred că tu. Deci asta este unul din acele momente, exemple, când rămâne Chris fără frână. Bă, da, ce face? Mamă, întâmplă, ce bine am picat. Băi, dar... A, dar pe acum am picat și bine. Adrian, nu pățește nimic? Era să pățesc aici. Ia mai pățește. Dar zici că... Zici că mă stă pe loc, asta nu o să meargă. Bă, asta mea chiar bagă viteză. Am o Siris, eu. Yuhuuu. Unde, când, cum? Eu tot cu tot 20. Mamă, ce ură ai din față. Aha, vrea să ne mint. Hai că nu stăm departe. Stai așa. Stai așa că aici nu știu ce urmează. Uite-l. Uite-l. Uite-l că vine. Uite-l că vine. Cine vine? Cine vine? Wallred-ul. Wallred-ul? Iuhuu! Finish line! Dar ce finish line, măi? Păi gata, mă, finish. Păi am crezut și eu că ceva mai interesant, un Wallred ăla mai puternic, să ne întâlnim cu toți acolo, să mergem frățește. Mă, dacă vrei, eu te aștept. Nu mă spune. Stai așa, să văd dacă îl fac și eu. A, îl fac. A, păi ce asta, mă, nene, mă? Zim. Nu-l fac! Zim să te aștept. Zim să te aștept. Ce să mai zic? Dacă așa vrei tu să mergi, și așa mergi, eu nu zic nimic. Deci nu vrei să te aștept? Nu vreau să mă aștept, du-te! Bine. Du-te! Bine, te aștept. Du-te! Ok, dar nu te văd aici, că te arunc. Nu, te aștept, nu e problemă. Nu mai ești fratele meu. Tași, mă, că te aștept. Nu mai, nici să nu te văd, trec pe lângă tine și nu mă uit în spate. Bă, ce om. Și o să trec cu așa viteză pe lângă tine încât... O să mă fac că nu te-am văzut. Pa. Pa. Cred că am și trecut deja. Da, deja sunt pe locul 3. Exact. Dar, dragilor, și în această cursă avem două locuri de locul 3. Ca unul sunt eu. Iuhu, și picăm bine, picăm. Vezi, de-aia nu mă bucură și pe mine. Când îl aud că picăm bine, nu mi-a tot cheful. Ha, uite că am picat și prost. Ha, ce m-am ciunit. Ia uite. Uite ce bine să ai niște prieteni de-aștia așa. Crește inima. Vai. Dar văd că îmi crește secundele, adică nu știu cum vă loviți voi, că merg bine, dar secundele dintre noi cresc. Nu prea, eu cred că e vreo țapă pe undeva. Așa mi-e impresia. Nu mai impresia? Da. E clar că asta e, nu? Da. Băi. Deci după ce că nu fac și mie surprize plăcute, mai mă și mint, mă. De asta învățăm noi pe dragii care se uită la noi să mintă. Noi trebuie să ne arătăm spiritul de echipă. Să mergem toți trei să... Bine, mă, hai că te aștept. Să ne luăm de mână când trecem finish-ul. Bine. Să ne pupăm la finish. Okay. Gata, nu mai scot ok. Te aștept. Gata, te aștept. Liniște. Taci din gură.
Iuhu! Ia să vedem. Ia uite. Încep să scadă secundele între mine și voi, nu? Nu, numai dintre mine și tine, pentru că Adrian s-a dus în față. Eu vă aștept la finish, băieți. Na, ai văzut? Ai Adrian, văzut ce-o? Pe nu că ne pregătești o masă la finish acolo, că suntem și noi fomutați după atâta condus. Un curcan ceva? Un curcanel, un mititel, așa, o salată de roșii. Păi da, brânzică. O brânzică, o bericică după aceea. Păi da, mașina acolo, bine. Plecăm cu taxiul. Păi da. Dar ce mă, nu este bere fără alcool sau ce? Ba da. Păi vezi. Și așa trupe alcool. Păi vezi, uite. Păi da mă, dar atunci când bei o bere, cea mai bună bere să fie cu alcool, frate. Da, nu poți să bei, bine, beau cu lămâie, dar are să fie alcool. Te păcălești, știi cum e, precum sexul prezervativ. Așa mi se pare mie pe adevărat. Bună comparație. Bine, folosiți prezervativul, dar mă refer la relațiile serioase. Când ai o relație de dragoste lungă durată, nu-l folosești, că na, nu mai ai de ce să mai folosești. Dar dacă aveți relații de scurtă durată, doar cu prezervativ. Hai că te aștept. Sau dacă vezi să simțiți senzații tari, no. Renunțați la prezervativ. Senzații tari la modul că riscuri mari. Asta vreau să zic atât. Da. A, nu ai problemă, Cristian, dacă ești maestru, nu faci prostii, nu? A? Bă! Ce m-a păcălit, era asta că așa face. Nu, am vrut să-l lovesc în spate și el a trecut de finish, mă. Bora, și saltare lumea, e bine că ați venit cu întârziere la acest episod, am uitat să dau drumul la recording. Cu foarte mare întârziere. El face un episod de 10 minute, eu fac un episod de 20. Pasă. Opa. Dă-i din el. Mă, mersi că am luat check-ul. Trafic, da. Ai băi, hai să cădă în mine, mă. Ce traficul? Deci să vezi cât de bine o să merg eu acum. Și tocmai când vezi cât de bine mi-a sărit curul din spate în față. Ok, DNF. Gata? Da. E bine. Păi, nu știu care... A zis să punem trafic, că-l... Lasă măi să fie și trafic, să ne amuzăm un pic de cum iei tu DNF, nu? A, dar la cursa asta mi-a luat DNF. Am uitat că trebuia să mă pun jos ca să mă întorcă și pe partea cealaltă. Da, m-am dus pe acolo. E cinematic color-ride, nu? Sau? Nu. Da, cred că ăla e cinematicul. Nu e ăla. Din prima. Ia zi, pe bune, mă. Da, se da, poate. Da, e simplu, că nu e grea. Șacalule. Păi da, dar voi n-ați reușit. N-ați reușit din prima, știi? Nu bubui. Hai, mă, bubui. Bine, n-am reușit să mă pun cum trebuie ca să nu bubuie. Ai mai făcut două din astea, nu mori și în secunda următoare, bum. Da. Eu tot sper că dacă îi spun să nu moare, el nu moare. Dar se pare că nu se întâmplă asta. Da. Trebuie să cauți și episodul ăla acum, na? Da. Ca să știu că e Caterinca acolo. Opa, trafic, ce faci? Hai că deja pe mine a început să mă troleze. I-am dat un boost unui participant la trafic de s-a dus mai cu viteză să mă depășească, gen, dar oricum era în fața mea. Da, l-am lovit din spate și s-a luat o viteză. Deci ai că faci cursă cu ea? Da, să știi. Păi nu, că la cât de departe m-ați dus, cred că cu el făceam cursă. Bă, noi ne-am dus departe, noi suntem doar un pic mai în față. Aha. Ia să vedem. Câte la fost până Două. Și ține câte 2 minute. Da, e mic, e dura. Mic. Dacă faci totul din prima, dacă nu faci totul din prima, ține un pic mai mult. Evident. Depinde ce faci din prima. Nu pot să spun. Nu știu la ce te gândeai tu, dar mă gândeam la oră. Eu mă gândeam la lucruri bune, îți dai seama. Eu la oră. Ceva constructiv, da? Da. Uh-huh. Nu prăstioare, nu sex, nu nimic. Ce? Unde? Când? Cum? Ce? Ei, nu știi tu. Trafic! Trafic! Dă-te! Mamă, ce bine s-a dat traficul de acolo, mă. La fix? Te-a ascultat numai eu când zic, băi, să nu mor, atunci mor. Nu mă ascultă nimeni. Ghișe? Nu mai zic de trafic. Poate pic din nou bine, nu? Pentru că acum o fac și eu ca lumea din prima, că atunci am băguit pentru că eram în spatele lui Adrian. Din și n-am avut și un pic de răbdare să-l las. Bă, dar ce vine după mine? Măi, stai, că... Trebuie să pun ceva pe jos, că mă ajunge șacalul.
Adrian, nu? Nu pun nimic. Gata? Am pus pe jos, sunteți pregătiți înainte checkpoint-urilor? Perfect. Perfect, exact, place. Păi știu. Da, a pus nimic, stai niște. Nu cred asta. Am făcut săritura ca lumea și m-a lovit. N-am pus, că n-am bubuit până acum. Știu, dar am pus aici pe aleie, nu-ți fă griji. Deci grijă la alee. Aha, ia uite. Cum se numește aleea? Deci poți alea, alea cu pombe? Ia uite, da. Uite cum alea așteaptă sticky-ul. Ce sticky, bă? Proxy. Alea cu proxy. Din da, sectorul... Uite, uite cum vin proxy-urile acolo și finish line.